organizând de-a lungul timpului cursuri de măestrie cu artiști lirici români de prestigiu internațional, cum sunt Viorica Cortez și Maria Slătinaru Nistor, Vasilica Stoiciu Frunză și-a pus experiența de producător și muzician în slujba tinerilor cântăreți, oferindu-le, cu ajutorul Universității de Arte George Enescu din Iași, prilejul de a învăța de la un pianist, dirijor și pedagog de mare competență, cum este Vlad Iftinca. Într-un fel a venit muntele la Mahomed și mă bucură foarte mult că au răspuns excepțional studenții noștri foarte buni și avem și studenți de la București, avem și o pianistă, ceea ce cred că este un semn bun. Școlit la Conservatorul Regal de Muzică Regina Sofia din Madrid, având o bogată experiență de pianist, concertist și dirijor, Vlad Iftinca și-a clădit cu talent, muncă, asiduă și inteligență o carieră artistică impresionantă, desfășurată în aproape toate centrele muzicale din lume. După întâlnirea din decembrie 2016, organizată la Academia de Muzică din Cluj, Vlad Iftinca a revenit în Iașul natal ca autor al unui curs de măestrie. A studia pianul pentru a cânta pentru cântăreț înseamnă atâta lucru, dar mai ales studierea partiturii orchestrale. Trebuie să știi tot ce există în orchestră. Numai așa poți ajuta un cântăreț. Cursul de măestrie se va încheia duminică 25 iunie cu un concert al celor mai meritoși participanți la cursul de măestrie susținut de Vlad Iftinca.